Mihaela, bună dimineața! Neața! Alo! Neața, Mihaela, ne auzi? Vă aud, Doamne, bună dimineața și mă bucur că vă aud în sfârșit. Ia zi, la ce piesă te-ai gândit pentru dimineața asta specială de 16 septembrie? Ce piesă să difuzăm aici la Digi FM care să trezească România? Eu vreau să ascult piesa aceea cu vinitile. Cu ce? Cu ce? Cu vinitile. Este o piesă în care zici și divinete, ceva divinete, dar nu știu cum se cheamă. Piesa cu vinete. Piesa cu vinete? E românească? Nu e românească. Eu am auzit-o acum mai mult timp. Ați mai dat-o și voi, că o știți. E ceva, cred că greșească, nu știu sigur. Mihaela, noi acum am promis că primul care sună va fi și servit, dar acum să servim de vinete și noi nu prea știm la ce... Ne-ai dat greu, măcar... Mihaela. Uiteați să facem așa... Măcar artistul, să ne spui cine cântă, ca să putem și noi să căutăm, că avem aici un sistem, nu poți să bagi de vinete, că nu-ți găsește nimic de vinete. Păi nu știu, eu știu că ați mai dat-o și voi și am mai ascultat-o și tare, mi-a plăcut la voi și am mai auzit-o și în Grecia, în vacanțe, așa, de vacanțe, de vară. Noi am mai vorbit de mâncare, într-adevăr, în emisiune și poate și de vinete. Mie chiar îmi plac vinetele, dar asta chiar ne-ai dat foarte greu în dimineața asta și, sincer, nu știm care e piesa de vinete. Ia stai, mă! Oare poți să ne și fredonezi un pic? Mai nu știu, că s-ar putea să vă spați timpanile dacă m-am fredonat, dar... Ia stai, Mihaela! Stai că avem o idee! Mihaela! Stai că avem o idee! Cumva, asta este piesa la care te gândeai tu când ai zis de vinete? Asta era! Nu cred! Ceva. Băi, nu cred că la asta te refereai. Asta e, dar nu știu cum se cheamă. Băi, dar a fost la noi la piesa de încurajare, ai dreptate. Așa este, da. Înainte să plecăm în vacanță. Dar nu se cheamă de vinete. Piesa cu vinete. Se cheamă de ghinete. De ghinete. De ghinete, eu credeam că este de hinete. De hinete, uite, și mai bine. De hinete, dar nu de vinete. Noi trimitem la ea și în toată România piesa de încurajare. De vinete! Așa, de vinete în dimineața asta. Și să ne amintim, dacă ați fost în Grecia, amintiți-vă cum a fost acolo vara asta. Relaxare, frumos. Apa e albastră. De vinete, a plecina sa fișo, la ghinoi.